Madrid și Barcelona au una dintre cele mai mari rivalități din istoria sportului rece, rivalitate ce a împărțit lumea fotbalului în două, lucru care s-a întâmplat și cu fotbaliștii care au fost nevoiți să aleagă una dintre cele două echipe în detrimentul celeilalte. Chiar astăzi poți să vedem un top 10 al fotbaliștilor care au avut de ales între cele două echipe și au spus nu Barcelonei pentru a merge la Real Madrid. Chiar dacă vă place acest videoclip, apăsați pe butonul de like, iar noi vom scoate și partea a doua cu fotbaliștii care au spus nu Realului. Deschidem videoclipul cu cel mai recent exemplu din această poveste. Este vorba despre Arda Güler, un fotbalist de doar 18 ani care a impresionat lumea fotbalului fiind dorit de toți granzii pe Europei, inclusiv Barcelona și Real Madrid. Într-un final, Realul a reușit să se înțeleagă cu Fenerbahce, căruia i-a plătit 20 de milioane de euro, dar și cu fotbalistul care, deși părea că va dori să meargă la Barcelona, până la urmă a ales Madridul, dorind să facă istorie la fel ca idolii săi Guti, Ozil, Zidane și Cristiano Ronaldo. Florentino Perez a regretat mereu că l-a scăpat pe Neymar din mâini pe acesta, ajungând să meargă la Barcelona, unde a scris istorie, așa că pentru a nu mai rata o astfel de ocazie, Real Madrid l-a cumpărat pe Vinicius Junior pentru 40 de milioane de euro, când acesta avea doar 16 ani și încă nu debutaseră la seniori. Vinicius Junior, deși era un mare fan al Barcelonei, în special al lui Neymar, pe care îl vedea ca pe un idol, până la urmă acesta a ales să semneze cu Real Madrid, deși era dorit și de Barcelona. În 2014, după campionatul mondial, Toni Kroos era una din cele mai mari ținte din lume, acesta era în ultimul an de contract cu Bayern și nu dorea să-și prelungească înțelegerea, așa că Real Madrid și Barcelona s-au năpustit asupra fotbalistului cu oferte pentru a-l convinge să semneze. Kroos până la urmă a semnat cu Real Madrid, care a făcut o afacere genială, transferând unul dintre cei mai buni și tineri mijlocași din lume pentru doar 25 de milioane de euro, chiar neamțul a avut un mare succes pe Santiago Bernabeu. O situație asemănătoare a fost și cea a lui Mesut Ozil, care după campionatul mondial din 2010 trebuia să aleagă între Barcelona și Real Madrid. Deși Barcelona era echipa mai în formă, chiar stilul catalanilor de joc era fix pe placul lui Ozil, acesta a ales-o pe Real Madrid, deoarece José Mourinho a dorit să-l vadă și să-i arate baza sportivă, stadionul și vitrina cu trofee, având mai multe discuții cu el în care i-a arătat cât de mult îl dorește, în timp ce Pep Guardiola nu și-a făcut timp nici măcar să se vadă cu fotbalistul german cu origini turcești. Dani Ceballos a respins mutarea la Barcelona în vara lui 2017, în schimb spaniolul a ales să se alăture lui Real Madrid, care a plătit aproximativ 18 milioane de euro pentru a face acest lucru. În timpul primului său sezon la Madrid, mijlocașul s-a luptat pentru timpul de joc și se spune că ar fi regretat că a refuzat Barcelona. Spaniolul a avut mult potențial, fiind văzut ca noul Luka Modric, însă acesta nu a primit multe șanse să arate ce poate cu adevărat pe Santiago Bernabeu. Marco Asensio pare cunoscut că a fost aproape de a semna pentru rivala Barcelona când era tânăr. Potrivit spaniolului, Barcelona a fost interesată de el în perioada petrecută la Mallorca. Internaționalul spaniol s-a alăturat în cele din urmă la Real Madrid în 2014 de la Mallorca pentru 4 milioane de euro și a fost imediat împrumutat înapoi tot acolo, urmat de un împrumut la Espanyol. Asensio a debutat la Real Madrid de-abia în 2016, chiar restul este istorie.
Isco a fost dorit atât de Real Madrid cât și de Barcelona până în 2013 după o serie de performanțe remarcabile pentru Malaga. În cele din urmă a decis să semneze cu Madrid, în ciuda faptului că ar fi fost un mare fan al Barcelonei și nu a fost prima dată când Isco i-a respins pe catalani. Se pare că Isco a refuzat o mutare la Barcelona până în 2010 deoarece nu dorea să urmeze cursuri de limbă catalană. Isco a susținut ulterior că în 2017, după ce Barcelona l-a contactat, i-a refuzat încă o dată pentru că era fericit la Madrid. În anul 2003, David Beckham era de departe fotbalistul cu cea mai bună imagine din lume, marketingul său fiind la un nivel nemai văzut până la acea vreme, iar prestațiile englezului pe terenul de fotbal erau la fel de bune. Acesta se înțelesese cu Barcelona pentru un transfer de pe Old Trafford, însă mutarea a căzut deoarece Beckham a considerat că președintele Barcelonei îl folosea pentru a câștiga alegerile pentru șefia clubului, așa că a ales să nu mai semneze cu gruparea Blaugrana, în schimb, englezul a semnat chiar cu marea rivală Real Madrid. Lui Karim Benzema nu i-a luat prea mult pentru a impresiona la Olympique Lyon, așa că după doar două sezoane foarte bune în Franța, atacantul trebuia să-și aleagă o nouă destinație. Barcelona i-a făcut mai multe oferte, iar ideea de a ajunge pe Camp Nou îi făcea cu ochiul, însă o ofertă venită de la Real Madrid a schimbat totul, iar Benzema i-a spus lui Real Madrid da. Între timp, Benzema a devenit o adevărată legendă pe Santiago Bernabeu și nu regretă decizia făcută, câștigând prea multă glorie, bani și trofee la Real Madrid pentru a se mai gândi ce ar fi fost dacă ar fi spus da Barcelonei. Încheiem videoclipul cu transferul lui Cristiano Ronaldo la Barcelona, care însă nu s-a materializat niciodată. Portughezul în 2009, alături de Lionel Messi, făceau legea în fotbal, chiar Barcelonei i-a venit ideea să ia pe ambii în echipă, îndeplinind astfel un vis al fanilor care și-ar fi dorit să-i vadă măcar o dată pe cei doi în aceeași echipă. Barcelona s-a interesat de transferul său până anul 2009, când acesta încă juca pentru Diavolii Roșii, însă Ronaldo a dorit să meargă la Real Madrid, pe echipă unde a devenit un adevărat zeu al fotbalului, scriind istorie pentru Los Blancos.